Anul trecut am avut ocazia să semnați în nas cu Tataie de la Biugi Mafia și cum trupa a reprezentat un element important în dezvoltarea hip-hopului din România, am stat la o discuție și l-am întrebat ce mai face. Muncim, din păcate pentru fani, de-abia în ultimul timp la muzică. Au fost 2 ani în care a trebuit să lucrăm la treburile organizatorice și de management ale trupei mai mult decât la muzică. Dar de ceva timp ne-am apucat din nou de muzică și din vara asta o să începem să dăm drumul la piese noi. De-abia așteptăm, suntem și noi la fel de nerăbdători ca ei, pentru că, deși poate mulți spuneau că Biugi Mafia a ajuns într-o pauză de inspirație, asta n-a fost niciodată o problemă pentru noi. Și de-abia așteptăm să intrăm în studio din nou. Tataie ne-a spus și cum a fost prima dată pe scenă și ce a simțit atunci când și-a dat seama de succesul Biugi Mafia. Primul concert Biugi Mafia a fost, dacă nu mă înșel, prin 95, la un Rap Attack. Întotdeauna ne-a simțit foarte privilegiați că am putut urca pe scenă și că mulți și foarte mulți oameni ne-au acordat atenție și au cântat cu noi și s-au bucurat cu noi la concert. Cum v-ați simțit când ați avut succes la început? Ne-am simțit foarte bine, dar pentru noi întotdeauna totul s-a legat de muzică și nu am fost atât de exaltați, pentru că întotdeauna am fost preocupați de viitor, ce facem în continuare, ce facem după proiectul pe care l-am făcut și tot așa și tot așa. Până una alta, suntem și am fost întotdeauna niște băieți care s-au văzut unii pe alții când destul de modești, ne-am ținut ancorați în realitate și nu ne-am aoleo ce am realizat. Tataie ne-a dezvăluit în continuare cine a reprezentat o mare influență pentru Biugi și care au fost primele lor casete cumpărate. Prima casetă pe care am cumpărat-o cred că a fost înainte de căderea comunismului. Era, cred, o casetă cu un fel de selecții. Erau selecții disco sau selecții, că astea se găseau pe vremea aia când eram noi copii. Ne-au influențat foarte multe, foarte multe trupe, foarte mulți artiști, de la ABBA și Boniem, la Ricky Epoveri, cel puțin pe mine, la Ricky Epoveri și la Albano și Romina Power, la artiști români foarte mulți pe care i-am cântat când eram, am fredonat piesele lor când eram mici, ca la un moment dat să trecem și la muzica mai modernă și, bineînțeles, la începutul anilor 90 să începem să ascultăm hip-hop și cred că de acolo s-au schimbat de fapt lucrurile pentru noi. De la primele trupe am fost foarte inspirați în ce am ascultat la început și asta ne-a dat oarecum direcția pentru viitor. Ca nume în hip-hop, Easy, Cypress Hill. Cel mai mult ne-a influențat ca atitudine NWA și Public Enemy, care de fapt au influențat generații întregi de artiști hip-hop. Din 1995, de când Biugi a lansat primul album, au trecut aproape 20 de ani. Tataie ne-a spus cum îi se pare lui că a evoluat hip-hopul românesc și ce newcomeri l-au impresionat. A evoluat greu, pentru că, să fim realiști, practic s-a pornit de la zero. De la jumătatea anilor 90 s-a pornit practic de la zero, nu exista nimic, nu exista infrastructura de pe care o aveau cei de afară și din cauza asta a evoluat. Nu aveam studiouri, nu aveam radiouri multe, nu aveam televiziuni muzicale, nu aveam multe, multe lucruri practic. Nu aveam internet, bineînțeles. Deși a evoluat greu, spre norocul nostru al tuturor celor care suntem fani de hip-hop românesc, a evoluat sănătos. Se vede că hip-hopării români chiar încearcă să facă lucruri de calitate. Ce pot eu să spun este, în schimb, că publicul de hip-hop din România ar trebui să fie mai indulgent cu toate genul, cu toate ramurile acestui gen muzical de la noi și să susțin. Da, și de multe ori fără motiv. E loc pentru toată lumea, atât timp cât muzica e de calitate și nu e chiar
Vomă, nu văd care e problema. Suntem liberi, avem dreptul să ascultăm ce vrem, avem dreptul să facem ce muzică vrem și atâta timp cât lucrurile înaintează și se fac treburi din ce în ce mai bune din punct de vedere calitativ, nu văd care e problema. Cu toate că nu am mai văzut un material semnat de B.U.G. de mai bine de 2 ani de zile, am aflat și care sunt planurile trupei pentru viitor. O să scoatem single-uri, album, nu știu dacă o să mai facem prea curând, pentru că e oarecum perimat formatul de situația actuală, de modul la care se consumă muzica, se consumă și content în general, se consumă foarte repede. Un album, mai ales că noi am ales varianta de a pune la dispoziția fanilor muzica gratis. Un album, mai ales un album în cazul nostru, necesită investiții destul de serioase și, din păcate, tocmai din cauza faptului că muzica se consumă repede, impactul e relativ asemănător cu al unei piese single cu un clip.